prezentăm povestea unui alt om deosebit. L-ați văzut ieri pe Robi, băiatul de la Cluj. Acum vreau să vă prezint o fată care se numește Bianca. Are 14 ani, este campioană internațională la dans sportiv și visează să ajungă campioană mondială. Dar visul ei este în pericol de a fi spulberat. Deși este foarte talentată și se dedică total pasiunii sale, vreau să spun că lipsa banilor îi poate întrerupe parcursul frumos. Nu mai are deloc bani nici pentru ținutele și pentru încălțările, pentru concursuri, nici pentru deplasările la competiții. O să vedeți imediat, pentru că Bianca vine aici în platou, însoțită de mama ei și de partenerul ei de dans. Dar până atunci vreau să cunoașteți această poveste cu această fată care merită tot ajutorul din partea noastră. Copilul ăsta nu trebuia să nască în familia asta, că eu nu sunt în stare să o susțin la cât valorează ea. Pentru mama vreau să continui, pentru că a făcut foarte multe sacrificii pentru mine și vreau să o fac mândră. Vreau să-i ofer mai mult. Datoriile s-au strâns de-a lungul anilor din cauza rochilor și antrenamentelor. Aș putea face mai mult, dar nu pot. Lacrimile curg pe obrajii Biancai la gândul că ar putea fi nevoită să șteargă cu buretele munca depusă de mai bine de 10 ani. Face dans sportiv încă de la grădiniță și acum, la 14 ani, se teme că lipsa banilor i-ar putea spulbera visul clădit cu atâta pasiune. Deși e doar o copilă, Bianca s-a rujat, s-a aranjat și s-a pregătit ca o tânără domnișoară. Știa că va apărea la televizor, iar competițiile de dans au învățat-o să arate întotdeauna impecabil. Indiferent de griji, probleme ori dureri, ea trebuie să aibă mereu o atitudine pozitivă, un zâmbet perfect, un chip strălucitor. În spatele machiajului rămâne însă o fetiță speriată că și-ar putea pierde tot ce iubește mai mult, o carieră în dans. Când ai plâns ultima oară din cauza dansului și de ce? Păi în ultima perioadă, deoarece rezultatele noastre au început să scadă din câteva semn asta. Nu e nimic. Însă știi că nu trebuie să te... Adică nu e nicio rușine. Este un lucru pe care ți-l dorești foarte tare și nu e drept. Nu e drept ca o fată talentată să nu-și atingă visul doar pentru că n-are rochița care îi trebuie pentru a participa la o competiție. Nu este vorba doar de rochi. De antrenamente, de concursuri afară. Sunt foarte multe cheltuieli. Când a pornit, cum să spun, declinul financiar? Adică care a fost momentul în care părinții tăi nu și-au mai permis ca tu să faci performanță? Păi, datoriile s-au strâns de-a lungul anilor din cauza rochilor și antrenamentelor. Anul ăsta chiar i-am și spus că o să danseze cu rochile de anul trecut, că nu vă arăt facturile care le mai am acasă, deci numai costurile pantofilor și materialelor fără croitorese și fără alea, cred că depășesc 150 de milioane. Ea mă sprijină tot ce fac. Așa cum poate, atât cât poate. Da. Că la urmă urmei nu e vina nimănui. Da, sigur. Care mai mult sau mai puțin bani. Ce înseamnă mama ta pentru tine? Totul. Ea este omul pentru care continui, pentru că a făcut foarte multe sacrificii. Suntem în camera ta, a surorii și a fratelui tău, pentru că o împărțiți cu toții pe aceeași. Da. Și văd că este decorată în toate colțurile cu trofee primite de tine. Da. Aici un teanc de diplome. Da, acestea sunt diplomele mele. Nu sunt chiar toate, dar majoritatea sunt aici. Ce? Aici sunt primii mei pantofi de dans și ultimii. Aici este cea ultimii, mai... să zicem, cei mai recenți. Da, cei mai recenți. Nu vrem să fie ultimii tăi pantofi de dans. Aceasta din potrivă. Este cea mai importantă cupă, cea mai importantă diplomă. În spate am câteva cupe de la Cupa României, Romanian Open. Deci cu ăștia ar trebui să participi tu la campionatul de anul ăsta. Da. Interes. Dar așa e modelul aici? Nu, au căzut pietre. Trebuiau renuiți, dar nu e chiar așa o prioritate acum.
Înțeles. Și dacă tu te duci și dansezi cu niște pantofi cu câteva pietre căzute, se întâmplă ceva? Adică e în regulă sau nu? Sincer, am ajuns la un nivel la care la categoria noastră se jurizează și ținuta, pantofii, părul, coafura, machiajul, absolut tot. Și sincer, sunt concurenți care vin cu stiliști și cu... Însă eu mă descurc cu mama și cu mătușa mea. Și ele sunt baza mea. Sincer. Deci de asta arde atât de tare, de fapt, da, la tine, să ai rochițele care trebuie, da, cu pantofii care trebuie. Pentru că și astea sunt jurizate. Normal. Nu numai... Tu poți să dansezi extraordinar și să n-ai pietre pe pantofi. Zic bine? Da. Adică încerc să prind ideea. Da. Despre asta e vorba, nu? Deci dacă n-ai o echipă care să te aranjeze sau n-ai rochița care trebuie, o ai tot pe cea de anul trecut și n-arată chiar așa cum ar trebui pentru o competiție de nivelul ăsta, da, tu poți să, nu, să pierzi locul întâi, de normal, exemplu. Și refăcutul lor, că bănuiesc că după fiecare... Acum, sincer, n-ai cum să-i refaci, trebuie să cumperi alții, să pui alte pietre, pentru că dacă cad rămâne lipit și nu mai se lipește la loc. Înțeleg. Ce, sunt și tociți. Văd. Deci îți trebuie o pereche nouă. Și la rochițe se întâmplă același lucru? Adică și la rochițe îți pierzi pietricelele și trebuie să lipești altele sau cum? Da, la început oarecum puteam să mi le refac după fiecare concursuri pentru că am rămăseseră de la Croitoreasă, dar acum trebuie să-mi cumpăr alte pietre să le lipesc de fiecare dată după fiecare concurs, să le înnoiesc cum ar fi. Înțeleg. Și ce înseamnă, îmi spuneai de echipe de stiliști și make-up artiști și așa mai departe. Ce înseamnă pregătirea asta de dinainte de competiție? Că noi vă vedem pe toate strălucitoare, așa, frumoase, cu cocurile alea perfecte. Ce înseamnă asta pentru voi? Tu cum te pregătești? Te duci în vestiar și acolo te așteaptă cine? Mama și mătușa. Mama și mătușa. Da. Care ce fac? Păi... este un autobronzant special care este în jur de 1,5 milioane, 2, nu știu exact. Autobronzant, apoi trebuie pudră pe deasupra, trebuie niște machiaje speciale, fixative de păr și geluri și sunt speciale și agrafe foarte multe și plase de păr care se schimbă de fiecare dată și gene și cam atât, adică... Și de toate astea se ocupă mama și mătușa ta? Și ele de unde știu? Adică au învățat și ele pe măsură ce ai participat la competiție? Adică, nu prea au avut de ales. Da. Cineva trebuia să te ajute. Mama, cel puțin am noroc cu ea că poate să-mi facă părul. Mama Biancăi are sufletul sfâșiat când realizează că zborul fiicei sale ar putea să se frângă din cauza sărăciei, iar grijile ei nu se opresc aici. Din cauza stresului, femeia l-a născut prematur pe Florin, cel mai mic membru al familiei, chiar de sărbători. În timp ce mama și fratele ei au fost internați, Bianca a rămas acasă cu sora mijlocie, care este în clasa 1. Tatăl celor trei frățiori este șofer de tir și se luptă să susțină financiar întreaga familie. Banii însă tot nu ajung. Când a văzut că sunt înglodați în datorii, mama Bianca i s-a gândit să o retragă pe aceasta de la dans chiar când participa la una din numeroasele competiții. Vedeam sute de dansatori în jur, costumați. Eu nu eram obișnuită, sportiv de afară, cu fel de fel de rochie, fel de fel de coafuri. Am zis clar, de mine nu e aici, trebuie să plecăm, fugim. Când văd că se duc alți copii în afară, la competiții, la antrenamente, sunt foarte multe. Aș vrea să le ofer la amândoi, nu numai Bianca, că și partenerul cam același situație. Găsesc niște copii buni, dar fără posibilități, da, ca să-și urmeze visul, de fapt. Da. Uite în spatele tău câte trofee sunt acolo, câte medalii. Un părinte n-are cum să nu fie mândru când vede că îi se umple casa într-una de trofee și de medalii. Da, au trecut. Acum nu mai pasă nimănui. Cum nu mai pasă nimănui? La cine te referi, îmi spui? Prefer că contează doar pentru părinți. Sunt niște schimbi. Când eram mică, contau foarte mult trofeele pentru mine. Acum... contează mai mult cât am evoluat de la ultimul concurs. Care a fost, din punctul tău de vedere, cea mai mare victorie? Cea care ai simțit gustul cel mai bine, să zicem așa? Sincer,
Anul acesta, la Cupa României, am luat locul 3 și n-am câștigat, dar a contat pentru mine pentru că ne-am predicat foarte mult. Adică luam numai locuri proaste, nu intram în finală. Sau dacă intram, eram pe 5 sau pe 6. Și a fost important că am revenit într-un fel. Dar cum ți-a adus aminte de o competiție și iarăși plângi? Care e motivul pentru care plângi acum, de exemplu? Adică ce te frământă mai mult de atât? Că aș putea face mai mult, dar nu pot. Înghesuită în aceeași cameră cu frații săi mai mici, printre trofee și jucării, cu doi părinți care se luptă pentru ziua de mâine, Bianca visează cu ochii deschiși la ziua în care, îmbrăcată cu rochie strălucitoare și încălțată cu pantofi noi, va câștiga titlul de campioană mondială. Știe că fără bani talentul ei se va risipi și că cele peste 100 de medalii și trofee vor rămâne doar amintiri frumoase. Chiar și așa, copila nu cedează și speră că o minune o va face totuși să-și ducă visul mai departe. Dacă ar fi să dai tu un sfat unei fete, să zicem, aflată în aceeași situație cu tine, ce îi spune ca să o încurajezi? Să creadă în puterile ei, pentru că dacă îți place ceea ce faci și iubești ceea ce faci, treci peste orice și faci orice sacrificiu pentru a ajunge acolo unde îți dorești. O fată extraordinară și o poveste incredibilă, oameni buni, se numește Bianca. În această seară este cu noi Bianca Preda, este împreună cu mama ei, Irina, bună seara. Bună seara. Și vreau să vă spun că m-a impresionat povestea dumneavoastră, iar noi o să afișăm conturile tale pe ecran. Te-am văzut că și aici pe material ai început să plângi, pentru că ai 14 ani, pentru că conștientizezi, pentru că ți-e foarte greu, pentru că știi că părinții tăi sunt plini de datorii, pentru că mama ta îmi spunea pe timpul materialului că s-a împrumutat de la bancă, de la prieten, de unde a putut, ca anul trecut să te poată ține în competițiile acestea, ca să-ți cumpere rochii, pantofi și tot ce ai nevoie, și că acum nu mai ajute nimeni, pentru că nu mai are de unde să se împrumute. Pentru că ești foarte talentată, ești foarte bună și că mulțumesc. Viitorul tău trebuie să fie acolo. Da. Mai puteți? Eu da, sper că da. Sunt datoare să mai pot. Sunteți datoare să mai puteți și sunteți și datoare la tot felul de bani și la tot felul de oameni. Toți banii și tot ce ați făcut, ați investit în rochiile ei, în costume, în pregătire. În competiții afară, internaționale, în tot ce înseamnă dans. Ajutată și de antrenori, de... Știți, am văzut pe material și colega mea, Irina Fodor, te-a întrebat pe tine de ce, ok, de ce nu mergi cu pantofii ăștia în competiții? Ok, sunt rupți, arată jerpeliți, arată înfiorător de rău. Și tu ai spus că te duce cu ei, dar te depunctează, pentru că oamenii, juriu, se uită întotdeauna dacă ai pantofii cum trebuie, dacă ai ținuta cum trebuie, da. Adică se uită și la tine și la partener. Se da. Jurizează și lucrurile Adică acestea. Se jurizează și aceste lucruri. Contează foarte mult în concurs rochea și cum te prezinți. Nu. Vrei să faci în continuare dans, nu? Categoric. Și dacă nu o să mai ai bani, ce o să faci? Nu știu. Nu mi-aș vedea viața fără dans. Vrei, practic, să continui să fii pe ringul de dans așa cum te vedem acolo, să faci performanță, să aduci medaliile acelea, dar acelea sunt medalii internaționale, nu? Și naționale și internaționale. Și medalii naționale și internaționale. Practic, tu ești o campioană, dar nu ai bani să-ți cumperi hainele și să participi la concursul. Da. Da, deplasările acestea sunt scumpe? Păi depinde, dacă vrei să mergi la o competiție internațională, plătești tot. Transport, cazare, tot. Și sunt scumpe, da. Cât a fost la Madrid, de-au câștigat Cupa Campionilor Europeni pe formații, ne-a dus în jur la 1500 de euro. Și ne-a s-a suportat toate cheltuielile, exact. Numai ca să vă vedeți fica acolo. Da. Credeți-mă că am meritat când am... E singurul copil? Nu. Mai am o fetiță și un băiețel de o lună jumătate. Ei sunt la fel cu dansul? Nu. Decât ea m-a făcut cea mai mândră mămică din lume. De ce ziceți că v-a făcut cea mai mândră mămică? Nu ați vrea să dansați când erați tânără? Nu. Și ea v-a îndeplinit visul? Nu, neapărat. Dar sentimentul pe care îl ai când copilul tău ajunge campion național și emoțiile și trăirile alea, sunt convinsă că aș dori să le simtă orice părinte. Știu că pe băiețel l-ați născut prematur din cauza stresului.
probabil acumulate, nu știu ce s-a întâmplat, nu pot să spun, dar da. Și faptul că se apropie campionatul și eu, dacă anul trecut pe timpul ăsta plătisem deja mare parte din, banii datorații pietrelor acestea și materialelor și astea care nu se fabrică în România, sunt aduse de afară, anul ăsta nu aveam nimic până în momentul de față. Și probabil și când e campionatul? Și în martie, prima săptămână din martie. Mai aveți puțin? Da, o lună. Noi avem conturile afișate pe ecran și sunt convins că sunt foarte mulți oameni cu sufletul mare care vor să vă dea o mână de ajutor. La emisiunea noastră se uită foarte mulți oameni și vreau să le mulțumesc pentru că în fiecare zi sunt alături de noi și sunt foarte mulți oameni care vor să intre și în direct. O să le arătăm imediat și pagina voastră de Facebook pentru că și tu și partenerul tău sunteți în aceeași situație. E vorba de Andrei Ghiță, așa îl cheamă. Dar uite, la telefon e Fuego, Paul Surugiu, Fuego, care a văzut povestea și a zis că vrea să intre în direct. Bună seara, Paul! Bună seara, Cătălin! Emoționantă povestea acestei tinere. Emoționantă și te felicit pentru cazurile pe care le prezinți. Această tânără are toată aprecierea mea, pentru că ea ne reprezintă pe noi. Dansul este extraordinar de frumos și știu câtă muncă se ascunde în spatele acestei profesii. Vreau să o felicit și vreau, dragă Cătălin, știi că eu pictez și proiectul meu Artă pentru Suflet, Art by Fuego, ajută atât artiștii vârstnici care sunt în imposibilitatea de a avea un trai decent, cât și artiștii tineri, valoroși, talentați, profesioniști. Această domnișoară merită să fie ajutată și eu vreau să o îmbrac, să-i cumpăr costum nou, să-i cumpăr pantofi, atât ei, cât și băiatului cu care dansează. Bravo, Fuego! Vreau să-i felicit pe amândoi. Dar nu te auzim, dacă vorbește puțin mai tare sau dacă dau colegii puțin mai tare aici să te auzim. Le doresc succes și vreau din tot sufletul să-și continue această profesie, pentru că știu ce se ascunde în spatele acestei profesii, nopți nedormite și multă muncă. Le doresc succes și să reprezinte mai departe România cu dragoste. Așa stai puțin, deci pentru evenimentul pe care o să-l aibă în martie, tu o să-i ajuți cu banii necesari pentru haine, pentru pantofi, pentru ce le trebuie, nu? Absolut tot ceea ce au nevoie prin proiectul meu Artă pentru Suflet. Mulțumim mult de tot, Paul Surugiu Fuego. El a dat mesaj, a zis vreau să intru în direct și vreau să transmit acest lucru. Felicitări și îți mulțumim mult de tot că ești alături de emisiunea noastră și că te uiți și că ne ajut să le dăm o mână de ajutor oamenilor care vin aici. Mulțumim mult de tot! Să fiți sănătoși, dragilor, și succes în tot ceea ce faceți! Mulțumim mult de tot! Numai bine! Sunt convins că în același timp sunt oameni care se uită și văd conturile afișate pe ecran și o să vă ajute fiecare cu ce poate ca să puteți să mergeți mai departe cu visul dumneavoastră. Cu visul lor. Dar e și al dumneavoastră, nu? Da. E și al dumneavoastră să o vedeți acolo aplaudată, să o vedeți că îi se cântă imnul. Da. Câte ore te antrenezi pe zi? Păi avem program săptămânal, avem în fiecare zi antrenament. Lunea și joi avem antrenament de o oră jumate. Marți, miercuri și vineri de 4 ore jumate și în weekend toată ziua de obicei stăm la sală. Muncă multă. Da. Dar merită. Asta vrei să faci, ăsta e visul tău. Da. Eu sunt convins că oamenii care se uită acum îți dau o mână de ajutor și haideți să-l chemăm și pe Andrei Ghiță și apoi o să arătăm pagina voastră oficială unde oamenii pot să vă dea like și să fie prieteni cu voi. Sunteți 414 prieteni. Eu îți garantez că cu ajutorul emisiunii o să facem mulți prieteni astăzi, oameni care să vă trimită și mesaje. Te salut! Te salut! Te rog frumos să iei un loc. El este Andrei Ghiță, partenerul Biancăi Preda. Aceasta este pagina lor de Facebook unde puteți să intrați și să le dați like pentru că merită. Uite, și noi dăm like. Sunt 414 prieteni pe pagina voastră. Andrei Ghiță și Bianca Preda au nevoie de susținere. Oameni buni, puteți să intrați, puteți să le dați like, puteți să fiți prieteni cu ei, puteți să le dați mesaje, puteți să-i încurajați. Nu? Ai aflat. Ceva mai devreme a intrat Paul Surugiu Fuego în direct și a spus că tot ceea ce înseamnă vestimentație, pantofi și sprijinul pe care ne aveți nevoie pentru competiția din martie, el vă susține și vă ajută. Vă mulțumim frumos. Și pentru tine e greu, Andrei, nu? Da. Dar nu vreți să vă dați bătuți? Nu, în niciun caz. Până, nu știu, orice facem trebuie să continuăm.
orice ar fi. Și când ne antrenăm singuri și când ne antrenăm cu un antrenor, trebuie să continuăm. Nu contează. Câți ani ai? 14. La fel, tot 14 ani. Voi v-ați luat buletinele? Da. V-ați luat buletinele. Foarte frumos. Bravo. Știu că în seara asta ați pregătit și un moment. E bine să-l vadă și cei de acasă. Este un moment preferat de voi? E ceva anume? Da, da. Jive este. Este un dans. Da. Nu e ceva cu care ați câștigat o competiție sau ceva care vă place foarte tare? Nu, neapărat. E unul dintre cele 5 dansuri din secțiunea Latino. Haideți să-l vedem, vrei? Da. Oameni buni, sunt doi copii, au 14 ani și ăsta este visul lor, așa că îi poftim să danseze. Azi în emisiune dansăm, cântăm, pentru că imediat, vă spun oameni buni, vine trupa Zero, trupa emisiunii, trupa Zero, să lanseze cea mai nouă piesă aici, cu videoclip, cu tot ce trebuie. Imediat ne întâlnim cu băieții de la Zero, dar până atunci, haideți să vedem dansul lor. Hai să zicem, dansul campionilor.